Și totuși, clipa aceasta, pentru orice creștin, este o clipă de multă nădejde. Așa se spune în popor că în momentul în care trecem de la un an la altul, se îngroapă anul cel vechi și se dezgroapă cel nou. Lăsăm la o parte toate întristările, toate supărările, toate necazurile și ne rugăm Dumnezeu să ne ierte toate greșelile săvârșite, dorind acum să fim mai buni. Este un lucru, singurul lucru care zidește. Dacă fiecare dintre noi am face un pas spre bine, un pic de bine, adăugând fiecare la binele comun, de bună seama și anul va trebui să fie un an mai bun. Noi nu prea înțelegem ce însemnează a fi bun și ceea ce este bine. Binele noi îl înțelegem ca un lucru care ne place nou. Adevăratul bine era raportarea la binele absolut. Raportarea la Dumnezeu, la binele desăvârșit, nu la ceea ce vreau eu. Bunurile sau bunătățile acestei lumi, toate sunt trecătoare, cele spirituale sunt însă veșnice. Pe acestea să le căutăm. Să încercăm în acest nou an să ne privim unii pe alții în față, să ne salutăm și să ne dăm binețe, să transmitem bucuria pe care ne-a lăsat Dumnezeu să o cultivăm în noi. Dumnezeu nu ne-a creat pe noi oameni ai tristeții, ci a înviat Hristos. Foarte curând vom intra în perioada de pregătire pentru postul Sfintelor Paști, pentru săptămâna pătimirilor, pentru înviere și apoi vom continua cu săptămâna luminată și totalul în duminici, în fiecare duminică, sărbăm ziua învierii. Deci dacă avem atâtea duminici într-un an, avem tot atât de multe posibilități de a fi oameni ai învierii, ai bucuriei. Bucuria aceasta să pătrundă în sufletele noastre, începând de acum, din această clipă, clipă în care ne întâmpinăm unii pe alții cu acest salut la mulți ani, ani binecuvântați. De unde dăm noi curarea aceasta? Ce dăm noi de la noi, celui drag sau celui prietenului sau celui care îi spunem la mulți ani de la noi? Nu, dăm tot de la Dumnezeu. Și dacă noi împărțim darul lui Dumnezeu, dacă suntem părtași la transmiterea bucuriei dumnezeiești de la unul la altul, de bună seama că va rămâne bucurie și în sufletul nostru. Vă dorim tuturor Dumnezeu să vă ogrodească, să vă dea sănătate în anul care vine. Am făcut acum acatistul Mântuitorului Iisus Hristos pentru că am intrat deja în proastă sărbătoarea închinată lui, a tăierii împrejur. La 8 zile după naștere, trunchiul a fost tăiat împrejur pentru noi și pentru a noastră mântuire. Mai avem pomenirea și a Sfântului Vasile care să ne fie și locrotitor. Dar Mântuitorul pe care l-am observat și observăm acum, în prima zi a anului, să reverse milele sale cele bogate spre inimile noastre și spre mințile noastre. Inimile să le încălzească cu dragostea sa dumnezeiască, iar mințile să le lumineze
ca să vedem calea, să urmărim calea pe care trebuie să mergem pentru câștigarea vieții de dincolo. Poate că unii dintre cei care au fost anul trecut aici sunt dincolo și ne așteaptă și pe noi când ne va chema Dumnezeu să-i pomenim pe cei care au plecat dincolo, dar să fim atât de bucuroși, întâi pregătiți ca și cum am plecat mâine, dar atât de bucuroși ca și cum am trăit veșnic. Fiți fii bucuriei, pentru că veți face bucurie și în cer și pe pământ. Amin. La mulți ani!